Un mio amico qui in Italia non le schifo alcun acqua ma potare tale le spate non mi uccide che la volta și primul jucător este ăsta era Boiță, acum îl cheamă. Următorul este Marquinhos. Cine știe că pe mâine se bagă tot pe FIFA Mobile Bremen. Cine știe e bine. Leonardo Trossard, nu prea pot să pronunț cu latine. Toni Kroos, Immobile, Pogba, nu-i Pogba, Florentino. Hai mai repede ca dacă mă prinde mama. Rashford. Cine știe că a putut ce să mă toti. Neymar. Nu știu cum va fi toti. Marcos Borja. Nu mai știu cum cheamă. Mai avem 4 cartonașe. Rusal Malhalovski. Nu pot să pronunț numele de ucrainien, nu știu de ce. Nu ce cu rușii, doamne, să rușii. Dar nu pot, dau nume grele. Încă un Rashford. La alt part. Verazii, foarte repede. Și ultimul jucător, Rate Krovic. V-am pupat, ăsta a fost. Cine știe că pe 25 se bagă toti, iar harul vine, bă, eu de-abia aștept să se bagă 2 din... Nu știu, nu-mi place, nu. Bă, nu înțeleg de ce a trebuit să vină schimbarea asta în FIFA. Îmi plăcea mai mult FIFA ăla. Dar cred că o să-mi place și asta la fel când o să ajungem la card din 200. Prima oară când m-am jucat FIFA. Acesta a fost videoclipul, v-am pupat, scuzați-mă că n-am mai postat de mult, dar nu am idei în capul ăsta. O să facem unboxing la ceva de pe CS2, stand-off, nu mai știu cum era, dar nu știu cum, parcă în 3 zile v-am pupat, vă iubesc, acesta a fost videoclipul meu, v-am pupat, vă iubesc și salutare!